din fondurile europene exact pentru secțiile de terapie intensivă din toată România. Deși era gata această ordonanță, ea nu a fost văzută. Raportul nu a fost văzut de noul ministru al sănătății, a uitat și de ordonanța care prevedea investițiile. Documentul vorbea despre o extremă urgență din cauza unui risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în secțiile de terapie intensivă. Trecerea alegerilor, preocupările puterii, se pare că i-au îndepărtat pe politicieni de extrema urgență pentru viețile pacienților de la terapie intensivă. Și două luni și jumătate mai târziu, dezastrul lovește identic într-un spital de elită, de data asta în mijlocul Bucureștiului, 8 oameni au murit. Oare tot degeaba? Iată întrebarea serii, la Jurnal începem. Cheltuielile, deja începem anul cu cheltuieli mai mari, cu pensiile de aproape 9 miliarde de lei. Deja de la începutul anului, deja aproape 1% din PIB, trebuie să găsim acești bani. Nu am discutat și nu există un acord pentru înghețarea pensiilor, punct. Plătim toți cei 30 de ani de indiferență de subfinanțarea sistemului de sănătate publică. Astfel de tragedii se pot repeta în orice moment. Noi avem, din câteva abordări diferite, eu sunt chirurg, domnul este economist, o ordonanță de urgență. Copilul plângea, l-a scufundat de 3 ori în apă. Nu vă mai împingeți, vă rog, domnule! Nu vă mai împingeți, vă rog! Bebelușul de la Suceava, dus la spital pentru că i s-a făcut rău după botez, a murit. Preotul era obligat să respecte anumite proceduri în timpul slujbei creștinării și să protejeze pruncul. Din declarațiile tatălui se pare că micuțul a fost băgat în cristeniță în timp ce plângea, a înghițit foarte multă apă. Patriarhia Română a cerut Arhiepiscopiei Sucevei să urgenteze ancheta în acest caz și a subliniat într-un comunicat că preotul putea oficia botezul și prin turnarea apei pe creșterul copilașului. L-am dus la biserică pentru botez, pentru încreștinare. Părintele l-a scufundat, copilul plângea, l-a scufundat de 3 ori în apă. L-a scos, l-a pus pentru șters. Copilul a inhalat, după de la doctor am aflat că a inhalat 110 ml de apă. Bebelușul de numai o lună și jumătate a început să se simtă rău imediat după ritualul de botez. Alarmați, părinții au sunat la 112. Am observat în comportamentul lui ceva în neregulă. Bătăile inimii erau, era un puls foarte, foarte scăzut. A fost adus în stare gravă la spital, a fost internat la terapie intensivă, intubat, iar medicii de la Spitalul Județean Suceava au făcut tot posibilul să-l mențină în viață, fără succes însă. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea copilului. Părinții au sesizat faptul că un bebeluș în vârstă de doar 6 săptămâni nu a mai dat prezentat semne vitale după ce anterior fusese îmbăiat în cadrul procedurii de creștinare a botezului. S-a stabilit că la Biserica de Municipiul Suceava, în jurul orei 13, a fost loc această procesiune. Polițiștii au scăpat în cadrarea juridic în ucidere din culpă. Au audiat atât personalul clerical cât și nașii de botez ai minorului. Patriarhia Română subliniază într-un comunicat că preotul trebuie să protejeze gura și nasul pruncului în timpul scufundării în cristelniță. În plus, există și posibilitatea botezării prin turnarea apei pe creștetul copilului. Această afundare durează 2-3 secunde și presupune protejarea strictă a copilașului, al cărui spate și a cărui ceafă sunt sprijinite cu mâna dreaptă, gura și nasul fiind protejate atent de căușul mâinii stângi, în așa fel încât acesta să nu poată înghiți niciun strop de apă în secundele cât este afundat rapid de 3 ori. Această scurtă afundare se face după ce oficiantul tainei se asigură că pruncul a inspirat aer. Există și posibilitatea botezării prin turnarea apei pe creștetul copilașului tot de 3 ori. Patriarhia Română a cerut Arhiepiscopiei Sucevei să urgenteze ancheta în cazul bebelușului mort la scurt timp după ce a fost botezat.
Ancheta penală pentru ucidere din culpă deschisă după incendiul de la Institutul Matei Balș continuă. Alți angajați ai spitalului au dat astăzi declarații despre noaptea incendiului, iar criminaliștii s-au întors în saloanele carbonizate pentru a strânge probe. Între timp, un alt pacient mutat de la Balș, un bărbat de 87 de ani, care era în stare gravă din cauza COVID-19, a murit. Familii îndoliate și-au înmormântat astăzi oamenii dragi care au pierit în flăcări, în timp ce autoritățile promit că responsabilii pentru tragedie vor fi găsiți și pedepsiți rapid. Criminaliștii au revenit în pavilionul 5 al celui mai mare spital de boli infecțioase din țară, care de vineri e complet sigilat, cel puțin până la încheierea cercetărilor. La Institutul Național Matei Balș din capital a fost a patra zi la rând când s-au făcut cercetări la fața locului. Dis de dimineață, anchetatorii au ajuns aici, au făcut fotografii, măsurători pentru a stabili cauza exactă care a dus la izbucnirea tragediei de vineri dimineață de aici, din unitatea medicală, când un întreg pavilion a luat foc. La Institutul de Medicină Legală au fost momente grele pentru familiile celor care au pierit în incendiu. Două dintre familiile victimelor care au decedat în urma incendiului produs la Institutul Matei Balș din capitală au venit dis de dimineață aici la Institutul Național de Medicină Legală pentru a ridica trupurile neînsuflețite. Vorbim despre familia unui bărbat din capitală și despre rudele unei femei în vârstă de 79 de ani. Deși acestora inițial li s-a spus că astăzi le va fi predat trupul victimei, au plecat fără acesta, întrucât au fost anunțați că este nevoie de analize suplimentare. La Matei Balș se iau acum măsuri pentru a reduce orice risc pe viitor, mai ales după ce rude și foști pacienți au vorbit despre problemele cu încălzirea. Nu era o temperatură de confort. Acum, noțiunea de frig sau de suportabil cred că este foarte relativă, depinde de percepție. Ne-am încercat în nenumărate rânduri să punem problema în ceea ce privește termofitarea centralizată și mai mult de atât, ne-am străduit și chiar vom reuși în această săptămână să avem un sistem independent cu centrale termice, lucru care n-a fost deloc ușor, pentru că fiind un sistem pavilionar, e destul de greu de realizat. Aceste centrale sunt deja luate, urmează ca în săptămâna aceasta, poate până în săptămâna viitoare, să fim independenți. Între timp, autoritățile promit o soluție rapidă în acest caz, dar și rezolvarea problemelor. Este o anchetă în curs de luare și vom vedea exact ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează mai mult să vedem ce s-a făcut după tragedia de la Tiananmen, de exemplu, pentru că a existat o anchetă, au existat mai multe rapoarte, au existat și un plan de măsuri și vreau să văd dacă acele au fost implementate. Institutul Matei Balș era unul dintre cele 18 unități sanitare care avea aviz, dar nu și autorizație de funcționare la incendiu. Despre acest raport cu Carla Tănasi în studioul Digi24. Bună seara, Carla! Bună seara! Spitalul Floreasca, Spitalul Matei Balș, Marius Nasta, Malaxa, Carol Davila, Colentina, Grigore Alexandrescu, Sfântul Ioan, Maternitatea Bucur, Universitar, Colțea, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, CC Iliescu, Filantropia, Institutul Oncologic, Sfântul Pantelimon, Marie Curie. Astea sunt spitale din București care nu au autorizație, în totalitate sau anumite pavilioane, nu au autorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Unele dintre spitale, de exemplu Spitalul Militar, Spitalul Sfântul Ioan, au și probleme cu supraîncărcarea, supra-solicitarea instalațiilor electrice, improvizații electrice. Întrebarea este, Carla, conform acestui raport, este vreun spital în București bun, care are autorizație de incendiu? Din fericire sunt câteva și există. În acest raport și am fost surprinsă să văd acest lucru. De exemplu, la momentul controlului, asta este specificat în control, nu în raportul de control, nu au fost găsite nereguli la Spitalul Colentina, la Spitalul Gomoiu, la Spitalul de Copii Marie Curie. Sunt cele trei spitale pe care le-am reținut și care la momentul controlului nu au fost probleme. Sunt însă mult prea multe cu probleme și cu probleme grave, probleme care pot pune în pericol oricând viața pacienților și sunt probleme. Acest control s-a făcut de o echipă mixtă. Asta înseamnă inspectori de la Inspecția de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și angajații de la pompieri, practic, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din fiecare județ. Sunt 128 de spitale din țară, din 36 de județe, care nu au autorizație de securitate la incendiu. De asemenea, sunt, de exemplu, în București, sunt 10 spitale pentru care nu e asigurată echiparea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizarea incendiilor, printre care și Matei Balș. Sunt 8 spitale în București care
nu asigură mentenanța instalațiilor de stingere a incendiilor și acest lucru nu se întâmplă de cele mai multe ori pentru că, spun managerii, nu sunt bani. Și mai sunt și alte 7 spitale care nu asigură condiții de evacuare în caz de incendiu, în cazul unei situații de urgență și acest lucru se întâmplă de multe ori pentru că spitalele din țara noastră sunt foarte vechi. Iar aceste clădiri vechi nu mai pot respecta normele actuale. Așa că aceste controle sunt făcute și în mod normal, multe spitale, dacă ar fi să respectăm punct cu punct ce scrie în actualele norme, multe ar trebui să nu mai funcționeze. După tragedia Colectiv, cluburile, locurile publice care nu aveau autorizație de la ISU s-au închis, pur și simplu, după care toată lumea a spus, domne, dar nu se poate, de fapt nimeni nu are cum să respecte regulile astea de securitate la incendiu, securitate ISU, motiv pentru care la intrarea în spațiile respective a apărut celebrul anunț, intrați pe propria răspundere. La spital, cum se face asta, Carla? Și la spital, vedem pe poarta spitalului sau pe clădire exact când intrăm că sunt spitale în curs de acreditare. Aceasta este forma legală ca aceste spitale să funcționeze, deși nu sunt în regulă așa cum funcționează. Sunt spitale în curs de acreditare și sunt așa de mult timp. Diferența față de acum câțiva ani este că de această dată suntem avertizați când intrăm în acel spital, ca și atunci când intrăm, cum spuneai tu mai devreme, într-un club, intrăm pe riscul nostru. Și nu ai ce să faci, pentru că atunci când ești bolnav, te duci chiar și în acest spital, unde sunt medici care ți acordă îngrijirile medicale cu ce au ei și nu preferi să rămâi acasă, unde nu te poate ajuta nimeni. Despre anchetă, Carla. Despre anchetă, există două piste. Celebrul calorifer, care de fapt era la un alt etaj, da? Și un cablu defect, un contact imperfect, care într-un mediu plin de oxigen, o mică scânteie, orice arc electric produce o scânteie, într-un mediu cu oxigen, deci se produce explozia. Care este pista pe care merg anchetatorii? Și în acest caz, anchetatorii iau în calcul această pistă în care rețeaua electrică avea o defecțiune și este una veche, așa cum, de exemplu, s-a întâmplat și aseară la spitalul Pantelimon, când dintr-o dată ne-am trezit că a bubuit un neon. S-a produs fum, au fost scoși pacienții din salon, din fericire nu a fost flacără. Dar rețelele electrice din spitale sunt foarte vechi. Trebuie înlocuite, lucru care nu s-a întâmplat și ce nu s-a mai întâmplat până acum în acești mulți ani este că nu au fost făcute controle în spitale, în toate spitalele din țară și să știm cu exactitate ce lipsește. Acest control despre care noi vorbim de două zile și acest raport cu măsuri a fost făcut numai în secțiile de terapie intensivă. De ce? Pentru că acel incendiu de la Piatra Neamț a fost într-o secție de terapie intensivă și atunci au hotărât autoritățile să verifice toate secțiile de terapie intensivă. Dar sunt probleme și în celelalte secții și aceste controle ar trebui extinse în toate secțiile din spitale pentru a vedea exact unde suntem. Acum, în privința terapiilor intensive, știm unde suntem, știm cât ne costă să reparăm tot ce nu avem și partea cea mai gravă este că pe lângă faptul că sunt construcții vechi, că rețeaua electrică este veche și oricând poate bubui, sunt probleme foarte greu de rezolvat pe partea medicală, cum ar fi, de exemplu, lipsa cadrelor medicale. Dacă poți să cumperi un pat, poți să cumperi un aparat, în privința cadrelor medicale nu ai de unde să cumperi. Și atunci toate aceste spitale trebuie modernizate, trebuie să convingi medicii care au plecat din țară să se întoarcă și îi convingi numai spunându-le că ai spitale care au fost dotate, care au aparatură și că nu se întorc în România riscând să le moară pacientul în mână, așa cum de multe ori se întâmplă. Și ce mai arată acest raport este că lipsește foarte, foarte multă aparatură medicală din secțiile de terapie intensivă. Este aparatura medicală de bază și nu sunt aparate, și o să dau un exemplu, un dispozitiv care încălzește soluțiile perfuzabile. În momentul în care se face o perfuzie pacientului, trebuie să existe un dispozitiv care să încălzească acea soluție și să fie administrată la temperatura corpului, 36-37 de grade, spun medicii. Dar, neexistând acest dispozitiv, soluția perfuzabilă este administrată la temperatura camerei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pacientul poate face un frison. Și medicii spun că deja când vorbim de un astfel de aparat, de un astfel de dispozitiv, vorbim de ceva de lux în spitale.
Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Carla Tănasie. Apropo de instalații electrice improvizate, supra-solicitate, chiar după ce s-a produs tragedia de la Matei Balș, Cătălin Firoiu a filmat astăzi în câteva spitale din București. Iată ce a găsit. Sunt 128 de spitale neconforme în toată țara, cărora autoritățile le permit să funcționeze doar pe baza unui aviz. Între ele, Spitalul Clinic Malaxa. Este o unitate spitalicească și are aviz de funcționare din partea IGS-ului. Asta pot să vă spun momentul ăsta. Exact, cum conduci o mașină de conducere, n-ai permis, dar e duvata și poți să circul cu ea. Există 5 bibliografuri cu proiecte, cu senzor, cu generator, cu rezervă de apă, cu hidranți exterior, cu tot ceea ce e necesar să fim la standarde europene. Păi nu suntem, pentru că lucrarea s-a întrerupt, a început. Avem ruine de rezervor de apă, de scară, de toate celelalte și... Cine a întrerupt lucrările? Noi suntem chiriași aici. În Consiliul General al Primăriei trebuia să dea acordul continuării lucrărilor. S-au făcut săpături, s-a turnat armatura și lucrurile au rămas la nivelul ăsta. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov este o altă unitate despre care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență zice că n-are autorizație de securitate la incendiu și nici nu asigură condiții sigure de evacuare în caz de pericol. Am vizitat puțin corpul central. Am filmat o pubelă de gunoi care ținea întredeschisă ușa etajului 2. La poartă am găsit un pichet PSI cu ladă de nisip și unelte de intervenție anti-incendiu. Peste el, electricienii spitalului au tras un cablu improvizat de curent. L-au întins printre tufele de lângă gard, l-au urcat peste o anexă, l-au coborât la sol, l-au mai întins un pic și au făcut lumină în cortul de triaj. Aveți un cablu improvizat aici. Cablul este improvizat, cablul electric. Ați anunțat pe cineva că e periculos pentru pacienți? Sau puteți anunța acum? Da, i-am anunțat. Și? O să vină, o altă urgent. Când vin? Vedeți că dacă facem așa, gata, au venit imediat. Despre lipsa autorizației de securitate la incendiu a spitalului și despre cablul improvizat, discutăm telefonic cu managerul. Autorizația e în lucru. Cum poate considerați că din cauza aceasta pacienții care sunt internați în Spitalul Județean Ilfov sunt în pericol? Nu, pentru că să avem un corp de clădire nou. Corpul fiind nou, avem toate normele respectate. De la poartă, de la cabina paznicilor către cortul de triaj, este un cablu electric artizanal, așa, întins prin tufișuri. Știți? Da, în acest moment nu este funcționabil, el e decuplat acum, fiind corpul nefuncțional, dar o să-l și dăm jos. Atunci a fost făcut pe repede înainte că... Na. La Spitalul Clinic Colțea, lipsa autorizației de securitate la incendiu pare să fie cauzată de tehnologie. Managerul dă vina pe o ușă automată. Această ușă. Ce nu are această ușă? Ei, mai trebuie făcută încă o ușă fixă, care în caz de incendiu să poată fi deschisă manual și să rămână deschisă permanent, în caz că nu mai este curent. La Spitalul Clinic Olța există, din punct de vedere al securității pacientului, toate lucrurile foarte bine puse la punct. V-am spus, din 10 corpuri, 9 îndeplinesc absolut toate criteriile. Lipsurile contabilizate pe lista IGSU pot genera oricând drame similare cu cele de la Piatra Neamț sau Matei Balș, iar pacienții nu au de ales. Știm noi dacă e autorizat sau nu, când venim la internare, trebuie să întrebăm dacă aveți autorizații. De unde să știu eu, acest spital nu e autorizat. Ce să facem? Noi trebuie să ne internăm, că nu avem încotro. Trebuie să ne internăm pentru că noi nu știm. La boala mea trebuie să mă internez, că n-am ce să fac. Coadă de sute de oameni în fața unui fast food din capitală. S-au dat gratis produse și s-au organizat concursuri cu premii în bani. A fost nevoie de intervenția poliției și a jandarmeriei, iar administratorul localului a fost condus la secția de poliție și a primit o amendă, 10.000 de lei. Nu vă mai împinge, vă rog, domnule. Deschiderea localului a fost anunțată pentru ora 12. Cu toate acestea, tinerii au venit dis de dimineață pentru a primi un burger gratuit și pentru a participa la concursurile care le promiteau chiar și premii bănești. Să dau burger gratis.
Câte un burger de fiecare? Sau? Da, și sunt și concursuri. De cât timp așteptați aici? Aproape o oră. 2 ore. Credeți că merită? Nu știu, e o experiență nouă, că nu am fost niciodată aici, așa că depinde. Când ați aflat de deschiderea localului? El. E colegul meu de facultate și a zis hai să mergem și noi undeva. Am zis ok. Sunt burgeri gratis și de ce nu? E anunțarea plăcută. Nu e prea frig și totuși nicio distanțare socială? Da, asta e problema, dar cred că per total merită. Din cauza numărului tot mai mare de tineri care stăteau la coadă, a fost nevoie de intervenția poliției și jandarmeriei. Vă rog să purtați măștile și să păstrați distanțarea socială. Haideți, vă rog, dispersați-vă puțin. Reprezentanții restaurantului au organizat și concursuri care au creat și mai mare agitație. O să fie 3 cercuri pe jos. Cine rămâne ultimul cerc ăla, știi 1000 de lei. Trei foc cureți. Cine curăță pe jos? Cine curăță pe jos? După ore bune de stat la coadă, tinerii au primit burgerul gratis. Arată extraordinar. Arată foarte bine, mi se pare abia aștept să gust, să văd cum e, dacă s-a meritat așteptarea în frig. Mama, sunt la TV! Înăuntrul meu, măsurile mele, le-am respectat înăuntru, într-unul se respectă distanțarea socială, se respectă absolut orice, dar nu mă așteptam să fie atât de multă lume. Din cauza aglomerației, reprezentanții restaurantului au decis în cele din urmă să dea tichete cadou celor prezenți pentru a reveni în altă zi pentru a primi burgerul cadou. Avem aici câte un bon, un tichet, punem șampinuță frumos și veniți în alte zile să vă luați burgerul și gratis. Da? Nu depinde de mine, vă rog eu mult de tot. Indicii de poluare raportați de stațiile independente de măsurare a calității aerului au înregistrat valori apropiate de 100% în acest weekend, în condițiile unui trafic redus. Bucureștenii au fost obligați să stea cu geamurile închise pentru că, din nou, aerul a fost irespirabil. Cauzele acestei noi poluări nu au fost depistate, din nou, dar primăriile de sector și Garda de Mediu au anunțat formarea unor echipe mixte, formate din comisari și polițiști locali, care să verifice tot teritoriul orașului, timp de 2 luni, pentru a identifica poluatorii. După primele controle, au fost descoperite mormane de gunoaie chiar în vecinătatea zonei de centru a capitalei. Tot ce vedeți, gunoaiele astea, așa e de la vecinii care se vede casa aia în spate acolo. Gheorghe Stan locuiește de o viață pe drumul cooperativei din capitală. De mai bine de 20 de ani este nevoit să suporte mirosul și șobolanii care veneau de pe terenul învecinat, lăsat în paragină după moartea vecinilor. Vecinii din spatele casei a dărâmat prima dată acoperișul, a luat lemnul pentru foc și tot așa, până a rămas ce vedeți, cărămida și după aia toți vecinii, nu știu să spun care, că n-avea de unde să strângă atâtea gunoaie aici. Și mai auzeai câte o mașină noaptea, oprea, frâne, odată auzeai, poc, arunca sacul, dispărea. Făcut sesizări? Am făcut, da, ADP la primărie. Nu au făcut nimic? Nimic. În cartierul Giulești, un depozit de deșeuri aruncate ilegal se întinde pe câteva sute de metri și se extinde de la o lună la alta. Sunt mormane de materiale de construcție, molos și alte substanțe foarte nocive pentru sol, dar și pentru aerul din acest cartier. Oamenii din zonă sunt foarte nemulțumiți că au făcut tot felul de sesizări, dar nimic nu s-a întâmplat de ani în șir. Chiar anul trecut, în martie, au fost mai multe incendii la această groapă de gunoaie lăsate ilegal. Bucureștenii spun că așteaptă de ani în șir soluții pentru a trăi într-un oraș curat. Mirosul și pot să consider poluare jegul care e pe stradă. Peste tot, peturi, pachete de țigări, chiar în spate, aruncate aiurea. Și coșuri sunt. Sunt depozite ilegale de gunoi lângă locul în care locui? La periferii sunt o grămadă. Necontrolate, unele neștiute.
Și dacă nu se face o acțiune de asta de amploare, nici nu o să le găsească. Iese poluare în București oricum destul de multe și nu știu dacă se iau măsuri prea mult în acest sens. Ați observat arderi ilegale sau depozite de deșeuri, mormane de gunoaie ilegale? Eu personal nu, dar mai am cunoștințe care, da, care au observat. Reprezentanții gărzii de mediu spun că vor lua măsuri în zonele cu probleme cu 60 de inspectori și 20 de comisari. Acționează după un plan comun al administrației centrale și al primăriilor din București. Vor merge în zonele în care se ard ilegal gunoaie sau sunt deșeuri abandonate. Pentru depozitări necontrolate, care se vor întâlni pe parcursul acestei acțiuni, Garda de Mediu va încheia nota de constatare cu primăriile din sectoarele respective și va impune măsuri de salubrizare a acestora. Ne vom baza pe poliția locală, ea având efective mult mai numeroase decât noi, ca să păzească respectiva zonă după ce va fi salubrizată, în sensul în care patrulând să descurajeze eventuale depozitări și cel mai important lucru, ca și sancțiune, va fi confiscarea de autovehiculele folosite la descărcarea de deșeuri în locuri nepermise. O echipă mobilă organizată cu ajutorul Primăriei Capitalei va monitoriza tot Bucureștiul și se va ocupa de confiscări. Proprietarii terenurilor responsabili de poluare riscă amenzi de până la 100.000 de lei. Atmosferă de eliberare, de ridicarea tuturor restricțiilor în weekendul acesta, în cluburi, în restaurante, nu s-a respectat nicio regulă. De ce s-a întâmplat asta? Imediat după Bani în Mișcare, vă așteptăm! Alegerilor politice din prima zi a sesiunii parlamentare a început astăzi. Proaspăt întorși din vacanță, parlamentarii PSD au venit în ședințele de plen cu pancarte prin care cereau demisia ministrului Sănătății. De cealaltă parte a eșichierului politic, USR Plus l-a susținut pe ministrul Voiculescu, în timp ce liderul liberal și premierul au promis anchete rapide. Socialdemocrații au venit la primele ședințe de plen de după vacanță, înarmați cu recuzita necesară pentru un adevărat protest, prin care criticau reacția ministrului Sănătății în cazul incendiului de la Matei Balj. Vreau ca acest print să țină loc de declarație politică în contextul în care, în multe din ocaziile legislaturii trecute, în orice situație, orice gest era urmat de cereri de demisii din partea opoziției de atunci. Alegem la această metodă de protest pentru a-i cere demisia acestui ministru incompetent, care nu e prima dată ministru și care demonstrează că de fiecare dată atunci când vine el la conducerea Ministerului Sănătății se întâmplă în România doar tragedii. Ci că-i devină PSD-ul din nou, că ei nu știu să-și facă treaba, că USR-ul promovează în funcție oameni incompetenți, că PNL-ul nu poate să gestioneze o guvernare care să asigure faptul că românii atunci când merg în spitale sunt în siguranță. Ci că-i devină PSD-ul că nu este căldură în spitalele din București. De cealaltă parte, liderii USR Plus l-au susținut pe Vlad Voiculescu. Din 20 și ceva de miniștri ai sănătății, câți au fost, dacă nu mai mulți, în ultimii 20 de ani, cred că mai mult de jumătate a fost acelor de la PSD. Văd că deja s-au trezit din nou să caute vinovați când problemele pe care le avem în sănătate sunt probleme sistemice care s-au acumulat de ani de zile. Asta în timp ce liberalii au cerut răbdare pentru încheierea anchetelor și evaluările cu privire la starea spitalelor. Misiunea opoziției este aceea de a critica orice chestiune care apare. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie făcută o evaluare foarte serioasă, trebuie identificate responsabilitățile, trebuie pedepsiți vinovații pentru această tragedie. Domnule premier, acele rapoarte după tragedia de la Piatra Neamț sunt la guvern încă din luna decembrie. În toate ședințele de guvern pe care le-ați avut, actualul ministru al Sănătății a propus vreo schimbare, vreun proiect anume, vreo reformă pe care o promitea când era în opoziție? Repet, aceste rapoarte știu că au ajuns acolo, sunt planuri de măsuri, ne uităm peste ele să vedem ce s-a implementat din aceste măsuri până acum, ce nu s-a implementat, ce trebuie implementat în perioada următoare, cum vom avea aceste concluzii, vin și le prezint. Controlele făcute de pompieri în toate secțiile de terapie intensivă după tragedia din Piatra Neamț, încheiate la finalul anului trecut, arată că în cele aproape 300 de secții ATI verificate au fost găsite peste 1900 de nereguli.
Iar la finalul lui 2019, un alt raport al IGSU trimis ministrului Sănătății de atunci arăta că peste 260 de unități sanitare din peste 650 verificate nu aveau autorizație de funcționare la incendiu. Legea bugetului pentru 2021 întârzie, din nou. Potrivit unor surse politice, premierul Florin Câțu intenționează să reducă o parte din sporuri pentru a mai face economie la buget. Majorarea pensiilor este de asemenea un punct nevralgic. UDMR neagă că în interiorul coaliției s-ar fi luat în calcul ca pensiile să fie înghețate. Parlamentarii încă așteaptă legea bugetului pentru 2021. Sunt mai multe puncte nevralgice pentru care acesta încă nu este finalizat. În primul rând, trebuie păstrat un deficit de 7%, ceea ce înseamnă mai puține cheltuieli. Ministerele trebuie să aibă bugete mai suple, iar punctul de pensie este încă sub semnul întrebării dacă va crește sau nu. Întârzie puțin pentru că eu am cerut un lucru foarte important și nu dau înapoi la acest lucru. Subvențiile sau cheltuielile care se duc către anumite sectoare în sectorul public, anul acesta trebuie să fie legate de reforme. Concret, una dintre reforme ar viza sporurile angajaților de la stat. Premierul crede că ar putea face o economie de până la 2,5 miliarde de lei dacă reduce o parte din sporuri. O altă provocare pentru guvernul Câțu o reprezintă o nouă majorare a pensiilor în septembrie. Pensiile au crescut într-un cu 14%. Asta înseamnă că anul acesta, deja începem anul cu cheltuieli mai mari, cu pensiile de aproape 9 miliarde de lei. Deja de la începutul anului. Deci înseamnă aproape 1% din PIB trebuie să găsim acești bani. Surse guvernamentale spun că în acest moment există 3 scenarii de lucru pentru pensii, creșterea cu 8%, cea cu 3% sau nicio creștere. Ultimul scenariu e respins de UDMR. Nu am discutat și nu există un acord pentru înghețarea pensiilor, punct. UDMR își dorește majorarea pensiilor cu 8% începând cu 1 septembrie? Da, în funcție de posibilitățile bugetare trebuie să existe și în acest an o creștere. Fiecare dintre partidele de coaliție vrea mai mulți bani pe ministerele proprii. Executivul este obligat să păstreze un deficit de 7% agreat de Comisia Europeană. Încă un transport de vaccinul Pfizer a venit în România. Este vorba despre aproape 164.000 de doze, ceva mai puține decât săptămâna trecută. Ca de obicei, serurile au fost aduse cu avioane care au aterizat pe aeroporturile din București, Timișoara și Cluj. Este a 7-a tranșă de vaccinuri primite de România de la compania americană. Chiar și așa, peste 66.000 de români sunt amânați de astăzi la vaccinare, deși s-au înscris pe platformă. Se întâmplă asta din cauza stocurilor insuficiente de vaccin. Avionul cu cea de-a 7-a tranșă de vaccin Pfizer a ajuns pe aeroportul Otopeni la ora 7. În aeronava din spatele meu au fost încărcate 130.000 de doze. Cea mai importantă cantitate va ajunge la centrul de stocare din București. Restul de până la 163.800 de doze Pfizer au sosit pe aeroporturile din Cluj și Timiș. În acest moment, cele 19.000 de doze sunt descărcate din aeronava care le-a adus la Timișoara, iar mai apoi vor fi transferate către centrul de stocare din orașul nostru. Chiar și cu această nouă livrare, România tot nu are stocuri suficiente de vaccin pentru a imuniza toate persoanele incluse în a doua etapă, conform strategiei naționale. Dozele care sosesc astăzi nu rezolvă problemele, nu vor reuși să se vaccineze toți cei care sunt programați. Cine va avea prioritate? Nu, deci deja s-au făcut reprogramările, nu se mai întâmplă nicio reprogramare. Dozele care vin azi sunt deja programate pentru a fi, pentru vaccinuri. Situația prin care trece România cu vaccine este pentru toată lumea. În aceste condiții, totuși, România reușește să vaccineze mai repede decât multe țări din Uniunea Europeană și vom menține acest ritm. Situația s-ar putea îmbunătăți de la mijlocul lunii februarie. Conform calendarului de livrări transmis de compania americană Pfizer, din 22 februarie, România va primi săptămânal peste 200.000 de doze, adică mai multe decât recepționăm săptămânal în acest moment. În stocurile actuale, România are și peste 30.000 de doze de vaccin Moderna, iar imunizarea cu acest tip de ser începe pe 4 februarie. Relaxare totală în primul weekend după deschiderea restaurantelor. Reluarea activităților în interior nu a mai ținut cont de nicio limită de capacitate. Sute de oameni au dansat la petreceri înghesuite, fără urmă de distanțare și, bineînțeles, fără măști de protecție. Ioana Ciurlea, studioul Digi24. Ce s-a întâmplat, Ioana? Bună seara! Sincer, nu mă mir
Chiar mă așteptam că se va da drumul la petreceri, pentru că, din păcate, sunt și cetățeni care au înțeles greșit această mică relaxare. Redeschiderea restaurantelor nu înseamnă și organizarea de petreceri, dar cred că responsabilitatea majoră este a celor care administrează aceste locuri, pentru că dacă ei nu ar permite, dacă ei nu ar organiza, dacă ei nu ar da drumul la muzică, cred că oamenii nu s-ar duce acolo cu forța să înceapă o petrecere. Dar, din păcate, ce se întâmplă de un an aproape este că aceste petreceri sunt în continuare organizate și nu am văzut nici măcar un loc închis din această cauză. Sunt locuri care au fost amendate de foarte multe ori, aceleași locuri. Și în weekend au dat polițiștii două amenzi la două cluburi de fițe din București. Aceleași cluburi au mai fost sancționate și acum câteva luni și în vara acestui an primesc amenzi de câte 5.000 de lei. Multă lume spune, păi profitul lor într-o seară e mai mare de 5.000 de lei, sigur că le convine să plătească o amendă și în weekendul viitor să o ia de la capăt cu petrecerea. Deci cred că dacă primăria nu intervine să ia niște măsuri drastice împotriva celor care nu respectă aceste reguli, în continuare vom vedea petreceri organizate fără nicio problemă. Nu înțeleg de ce polițiștii dau în continuare amenzi, deci își fac datoria până acolo unde le permite legea și totuși primăria nu ia aceste măsuri care, cred că pe de o parte, le-ar da un semnal și acestor administratori de cluburi, pe de altă parte, le-ar face cu ghilimele, spun, dreptate și celor care au stat închiși în toată această perioadă și nu au organizat petreceri și au respectat regulile. Pentru că vorbim de două planuri, cei care respectă regulile și cei care le-au încărcat tot anul și le încarcă și acum. Au fost foarte multe amenzi, foarte multe petreceri în București și acum noi vorbim doar de cele descoperite de polițiști, pentru că ori mai fi fost poate multe pe care polițiștii nu le-au descoperit. Au fost aceste două cluburi de fițe care au primit amenzi de 5.000 de lei și de 3.000 de lei. Unul dintre cluburi erau 100 de oameni, în celălalt 200 de oameni. Petrecere în toată regula, fără absolut nicio regulă respectată. Am mai văzut un botez în Argeș, la care participau 20 de oameni și acolo s-au dat amenzi de 20.000 de lei. Vineri seara a fost o petrecere în sectorul 6, unde erau 10 oameni la o zi de naștere și încă o aniversare pe litoral. Radu Mazăre Junior, fiul fostului primar, care voia să-și sărbătorească cei 27 de ani pe care îi împlinea la o petrecere cu vreo 20 de prieteni, organizată la o sală din asta de evenimente din Mamaia. Acolo au mers polițiștii, le-au dat amenzi, 1.000 de lei pentru Radu Mazăre și 2.000 de lei, dacă nu mă înșel, da, pentru administratorul localului. De mai multe ori polițiștii au spus trebuie să facem ceva, celor care recidivează trebuie să le fie ridicată autorizația. Asta e treaba primăriei, spui. Este. Și de ce nu se întâmplă? Păi asta e întrebarea. Multă vreme cât s-au organizat aceste petreceri și era ori campanie electorală, ori înainte de campania electorală, exista acest argument nespus, dar știu de toată lumea, e campanie electorală, primarii nu vor să se pună rău cu cetățenii. Dar acum s-a încheiat. S-a încheiat și campania, s-au încheiat și alegerile. Asta este și întrebarea mea. De ce primăriile nu iau astfel de măsuri? Pentru că este responsabilitatea primăriei, prin intermediul poliției locale, să închidă acestele, suspende activitatea celor care au greșit odată, au greșit de două ori, au primit atâtea amenzi în acest timp și în continuare se comportă de parcă nu ar exista nicio regulă și de parcă ar fi deasupra legii, pentru că vedem aceste amenzi pe care ei le încasează, nu-i opresc pentru un club de fițe 5.000 de lei amendă, nu e nimic. Toată. Se sparge petrecerea când apare poliția? Da, toate petrecerile din fericire au fost sparte, cel puțin cele care au fost mediatizate în acest sfârșit de săptămână. Au mers polițiștii acolo, au luat legătura cu administratorul, l-au amendat, i-au trimis pe oameni acasă, au mai amendat și dintre participanții la petreceri și, interesant, și văd că polițiștii încearcă să facă lucrul acesta, încearcă totuși să-i identifice chiar și pe cei care, pe care nu-i mai găsesc acolo, se uită pe camerele de supraveghere și, de exemplu, la unul dintre aceste cluburi de fițe, cum îl numim, au fost identificați 13 participanți la petrecere după ce petrecerea se terminase și le-au trimis oamenilor amenziile acasă. Mulțumesc mult, Ioana Ciurlea. O informație nouă, Victor Costache, fostul ministru al Sănătății, a devenit consilier onorific al prim-ministrului
Florin Câțu este o funcție fără salariu, neremunerată. Care este semnificația acestei manevre? Imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi!